Vă salut, sunt Sava Andrei, ne regăsim astăzi aici pentru a vă arăta cum îmi place mie să pescuiesc la știucă cu năluși topwater clasice în zonele invadate cu vegetație. Această metodă tehnică de echipare a nălucilor poate fi utilizată atât pentru voblere, popăre, walk the dog și alte năluci tari în diverse situații. Am folosit acest gen de echipare a nălucilor, inclusiv în pescuitul cleanului, în zone cu foarte multe agățături, pot să spun cu foarte mare succes, și în special în pescuitul, știucii. Pentru acest tutorial voi folosi o nălucă Storm Z-Stick, un topwater de tip walk the dog, pe care o voi echipa cu duble de la VMC. Hai să vedem cum se face. Pentru acest tutorial voi folosi un Storm Z-Stick. Este echipat cu triple salt water și niște inele despicate destul de țapene. În mod normal reușesc să le dau jos folosind degetul și unghia. Nu este cazul acesta. Așa că voi folosi un clește de la Rapala special pentru schimbat triple. După cum vedeți, ușurează destul de mult munca. Acest clește cu cioc de papagal, de șoim, cum vreți să-i spuneți. Deci, am îndepărtat triplele, nimic mai simplu. După care, în funcție de preferințe sau în funcție de zona unde pescuim, echipăm năluca cu duble. Uităm să vedem cam cum ar veni poziționat. Inserăm direct, deci fără inel despicat, în așa fel încât să nu poată să se miște foarte mult dubla, adică să rămână tot timpul în poziție verticală cu dublele în sus. Așa, asta ar veni aici așa. Cam așa ar arăta acest stick echipat pe amândoi ocheții cu cârlige duble. Gata, pregătit pentru pescuit la știucă în vegetație. După cum vedeți, am mai multe năluci echipate astfel. Unele au două duble, altele au o singură dublă în coadă. Pentru zonele unde vegetația este chiar până sus, prefer să folosesc năluci echipate cu o singură dublă. Se agață cel mai puțin, adună cea mai puțină vegetație și într-adevăr sunt cele mai weedless. Iar în perioadele când vegetația nu este chiar până sus și ne întâlnim doar cu pâlcuri izolate de vegetație, prefer să folosesc duble pe amândoi ocheții ai nălucii. Un alt lucru ce merită menționat aici este că aleg cârligele duble în așa fel încât să se apropie cât mai mult de greutatea triplelor originale de pe wobbler. În unele cazuri, dacă folosesc o singură dublă, pot să supradimensionez acest cârlig, ajutând la o rată mai mare a capturilor. Haideți să urmărim împreună câteva clipe surprinse în delta Dunării, pescuind astfel la știucă. Vizionare plăcută și să ne auzim cu bine!
cap pe cât iasă. Delfinul. Mai am o să-i asta și ea. Pare a fi cel mai ce trebuie. Uite aici. Ce zici? Ca delfinul a sărit asta. Dă-mi voie să o duc în partea cealaltă, că aici sunt prea multe năluci. Pot, așa alunica o să iei. Ți-a venit după? Este. Mere și cum cu o dublă în spate. Mere, da, nu mă dă riscat. Da, numai să am. Dacă n-am, n-am ce să-i fac. Skitter V10 e ăsta.